Mulțumesc, doctorul de la Negru, pentru comunicarea dată de contacte romane de SSM și RSV sau minim prietenii frățești și piatra de sănă a fecele. Doamna ministra, o întrebare. Eu am putut să întrebări? Conform programului, noi am fixat 30 de minute de dezbatere după cea de-a patra comunicare a domnului pachetul de comunicare. Dacă aveți, vom avea timp și pentru întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc. Onorată asistență, în comunicarea mea mă voi referi la felul cum au evoluat relațiile sau schimburile umane, contactele umane dintre Republica Sovietică Moldovenească și România Socialistă în a doua jumătate a anilor 60, anii 80 ai secolului 20. După aproape două decenii de izolare postbelice de izolare quasi complete a locuitorilor din RSS moldovenească și cei din România, exceptând perioada de Svetul Hrușciovist, când au avut loc schimburi sporadice de turiști și de delegații de partid, în perioada anilor 60-80 ai secolului 20, s-a atestat un fel de dinamizare a contactelor umane. Înainte de a examina acest subiect, se cuvine a sublinia că dacă începând cu anul 1965, accesul la literatura și presa din România a populației din RSS moldovenească a fost oarecum limitat de către autorități, relațiile umane dintre cele două maluri ale culturii a cunoscut o vădită intensificare. Această evoluție era în consonanță cu politica promovată de către URSS de extindere a relațiilor cu țările străine, în special cu cele din blocul sovietic. Liderii sovietici urmăreau în acest mod nu doar obținerea unor beneficii valutare, ci și propagarea modului de viață sovietic, adică îndoctrinarea ideologică a cetățenilor străini, în special a românilor vecini. Pentru conducerea RSSM, miza pe acest aspect propagandistic era enormă la începutul anilor 60, deoarece conducerea RSR inițiază un curs politic de distanțare de Moscova. Iar de la mijlocul anilor 60, în România se vorbea la nivel oficial deschis că în 1940 Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică, iar moldovenii din RSS moldovenească nu sunt un popor aparte, ci sunt români. Documentele de partid din acea perioadă evidențiază trei tipuri de relații umane între Moldova Sovietică și România. Acestea erau relațiile particulare, politice și prin schimbul de delegații. În comunicarea mea mă voi referi la două din aceste aspecte ale contactelor umane, schimburile de turiști și relațiile particulare. Pornind de la faptul că fiecare tip de relație a cunoscut o dinamică proprie, considerăm util ca ele să fie examinate separat. Schimburile de turiști. Schimburile de turiști au cunoscut o dinamizare începând cu anul 1966. Între Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și România Socialistă, contactele acestea pe linia turismului încep să ia amploare după 1966. A fost și o coincidență că în 67 a fost declarat anul internațional al turismului și în Uniunea Sovietică s-a desfășurat o largă campanie de promovare acestui eveniment și, bineînțeles că românii au dorit ca să, folosindu-se de acest prilej, au dorit ca să viziteze Moldova Sovietică, să-și viziteze rândele și în 1966 deja au sosit la Chișinău 988 de turiști români. În 1968, 2156, 1969, peste 4000, 1974, 16.600, iar în 1975, 22.000.
1500 de turiști români. Dacă până în 1974, în balanța turistică a RSSM predominau turiștii din Republica Populară Bulgaria, începând cu anul 1975, pe primul loc s-au plasat turiștii din RSR. Astfel, în 1975, aceștia au constituit 55,2% din totalul turiștilor sosiți din țări socialiste prieteni. În 1976, 67,2%. Iar în 11 luni ale anului 1978, 55% din număr total de turiști sosiți în RSSM. Creșterea fluxului de turiști din RSR spre RSSM i-a alertat pe liderii de la Chișinău, liderii PCM. Această creștere oferea în același timp posibilitatea de a extinde activitatea propagandistică printre cetățenii RSR, dar prezenta un risc, deoarece contribuia la răspândirea așa ziselor idei naționaliste printre românii din RSSM. În acest motiv, conducerea PCM a depus mari eforturi pentru restrângerea legăturilor turistice cu RSR, în special a formelor de turism care nu aduceau beneficii propagandistice, încurajându-le în schimb pe cele care permiteau să o îndoctrinare maximă a cetățenilor români. Semnificativ este memoriul secretarului responsabil cu lucru ideologic al CC al PCM, din 26 decembrie 78, adresat direcției principale pentru turism străin de la Moscova, prin care cerea instanțelor superioare de la Moscova să reducă considerabil participarea RSS moldovenești la schimbul de turiști dintre URSS și România. Să nu mai accepte grupuri de turiști care erau planificate vizite de 1-2 zile la Chișinău. Să reducă numărul turiștilor români care soseau în RSSM cu autocare și automobile individuale, care erau mai puțin avantajoase sub aspect propagandistic. Totodată, solicita ca instanțele de la Moscova să sporească numărul turiștilor care veneau cu trenul în RSSM, având ca destinație și alte orașe ale Uniunii Sovietice, Moscova, Kiev, Leningrad, Odessa, Erevan, Tashkent, Volgograd și alte orașe, să supravegheze componența grupurilor de turiști români, atât din punct de vedere a originii etnice, cât și a celei sociale. Funcționarii sovietici preferau grupuri neomogene din punct de vedere etnic, compuse din categorii sociale de sorginte țărănească și muncitorească. Ei se plângeau la Moscova că sosesc prea mulți reprezentanți ai intelectualității, care cunosc foarte bine istoria Basarabiei și se amplinau în discuții cu ghizii traducători de la Chișinău și nu le convenea acest lucru. În anii 80, principala formă de turism dintre URSS și RSR erau călătoriile cu trenul și într-o proporție mai mică cu autocarul. Ofertele agențiilor sovietice de turism erau astfel gândite încât RSSM și în special orașul Chișinău să nu mai figureze ca destinații turistice separate pentru cetățenii RSR, iar itinerariile turistice să includă în mod obligatoriu vizitare pe lângă orașul Chișinău și altor orașe din Uniunea Sovietică. În același timp, are loc intensificarea lucrului de propagandă printre turiștii români, în contextul adâncirii disputei sovieto-române privind tratarea relațiilor ruso și sovieto-române. În luna mai 1978, la Chișinău a avut loc un seminar panunional al vizelor traducători de limbă română, în cadrul căruia, în afară de chestiuni de ordin practic, s-a discutat și despre specificul lucrului cu turiștii români. În ianuarie 1983 a fost adoptată o hotărâre a Secretariatului Comitetului Central al PCM, care definea în termeni expliciți misiunea vizelor traducători, nu doar de informare, ci și de supraveghere a turiștilor străini, în special a celor români, de influențare a acelei părți a turiștilor români, care, citez, exprimau opinii antisovietice și antimoldovenești și chiar expulzarea lor din RSSM. Relațiile particulare. Deci relațiile particulare dintre cetățenii RSSM și RSR încep să ia amploare de asemenea din 1966. Deci în 66, la 4 martie, a fost semnat o convenție între adjunctul ministrul afacerilor externe al RSR, Gheorghe Pele, și Alexandru Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București,
Convenția între Guvernul Republicii Sovietice Republicii Socialiste Românie și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind desfințarea vizelor de intrare ieșire pentru călătoriile oficiale și particulare în vizită la rude și prieteni, precum și a vizitelor de tranzit. Deci, iată acest document, ca urmare acestui document, românii din România solicită deci să facă vizite la rudele din RSS moldovenească. În anul 66, RSS moldovenească au solicitat în vizită la rude din RSR 6.423 de persoane. În 1967, 12.333 persoane. Deci atitudinea tranșantă a conducerii românii față de invazia sovietică din Iugoslavia, din Cehoslovacia, mai departe, din 21 august 1968, a determinat conducerea sovietică să restrângă contactele umane cu RSR, așa încât în 68 RSS moldovenească să fie permisă călătoria în scop particular, în vizită la rude și prieteni, doar 9.587 de cetățeni din RSR. Totuși, în 69, numărul cetățenilor români sosiți în vizite la rudele din RSS moldovenească înregistrează o ușoară creștere față de 68, totalizând 10.163 de persoane. Pe de altă parte, Convenția Sovietului Român din 4 martie 66 a deschis oportunități și pentru cetățenii RSSM să viziteze rudele din România. Cu toate că pentru anii 66-69 nu dispunem de statistici referitoare la numărul persoanelor din RSSM care au călătorit în România în scop particular, totuși, având în vedere că în 70 numărul călătoriilor în scop particular din RSSM spre România a fost de 7.086 de persoane, se poate presupune că și în primii ani de la semnarea Convenției, cifra totală a călătorilor în scop particular dinspre RSSM spre RSR a fost aproximativ identică nivelul anului 1970. Tensionarea relațiilor Sovietului Române și campanii de presiune exercitate de PCUS asupra României, ca urmare discuțiilor din luna mai 1970 de la Kremlin între Brejnev și Ceaușescu, a determinat adoptarea de către biroul CC al PCUS la 5 noiembrie 1970 a hotărârii despre măsurile privind intensificarea continuă a muncii ideologice în rândul populației RSS moldovenești și a regiunii Cernăuța Republicii Sovieti Socialiste Ucrainene. Deci în RSSM este declanșată, se declanșează o campanie împotriva o campanie de românească. Și deci, o componentă a acestei campanii este și interzicerea călătoriilor în scop particular de România spre Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. În cadrul constatuirii CC al PCM din 20 noiembrie 70, Bodila a punctat următoare. Citez, trebuie ținută sub control șederea în Republica persoanelor care vin la noi cu vize particulare. Ele călătoresc adeseori liber, încălcând condițiile de ședere pe teritoriul nostru, prin Republică și chiar pleacă dincolo de hotarele ei. Trebuie să-i demascăm cu ajutorul opinii publice pe provocatorii antisovietici și să-i excluzăm din țară. Deci toți care discutau despre istoria Basarabiei erau provocatori antisovietici. E necesar a spori răspunderea persoanelor care invită rudele lor și le creează condiții pentru circulația nestingherită și răspândire de stări de spirit nocive. Legat de schimbul de cetățeni dintre Moldova și România, trebuie să limităm considerabil vizitarea Republicii noastre, precum și plecarea în România cu vize particulare. Trebuie să li se refuze plecarea în România, precum și în alte țări, persoane care nu inspiră încredere că în străinătate se vor comporta ca niște adevărați patrioți sovietici. Urmare acestor indicații, în anul 71 a scăzut dramatic numărul călătorilor în scop particular dinspre RSSM spre RSR. Astfel, în anul 70, din RSSM au plecat în vizită la rudele din România 7.086 de persoane, iar în 71 doar 2.800 persoane. Conform altor statistici, în anii 70-71, numărul călătorilor în scop particular din RSSM spre România a fost de 7.078 de persoane, și respectiv de 2.793 persoane. Deci, organele afacerilor interne de RSSM, abilitate cu dreptul de a examina și soluționa cererile cetățenilor de călătorie în România și de invitare a rudelor de România în RSSM, la indicația conducerii republicane de partid, recurg la respingerea solicitărilor de călătorie în RSR, nu numai pentru vizitarea rudelor îndepărtate, ci și a celor apropiate. Pentru o comparație putem spune că în anul 1970, din 7.086 de cetățenii RSSM care au călătorit în scop particular în România,
3.026 au fost înviți de la rudele apropiate, 3.952 la rudele îndepărtate, 108 la cunoștințe. Iar în 1971, din cei 2.800 cetățeni RSSM care au călătorit în scop particular în România, doar 2.300 au fost înviți de la rudele apropiate, 470 la rudele îndepărtate și 18 la cunoștințe. Deci observ că are loc o reducere masivă. Numărul cererilor respinse de cetățenii, respinse cetățenilor RSSM care doreau să călătorească în România în anul 1970 a fost de 962, iar în 1971 de 2690. Și au fost respinse cererile de călătorie în România. Totodată, în 1971, Ministerul Afacerilor Interne RSSM a respins circa 39% din cererile cetățenilor RSSM de solicitarea a certificatelor de invitare a rudelor în România, acceptând doar 6.246 din cele 10.227 de cereri. Cu începere din 71 este pus în aplicare un sistem de măsuri de supraveghere drastică a turiștilor și cetățenilor români și din opălare prin intermediul propagandei a concepțiilor sovietice referitoare la identitate moldovenească, deosebită de cea română, despre înflorire economică și culturală a ținutului în anii puterii sovietice, în contrast cu perioada interbelică. Deci în 1972 a fost în 22 februarie o hotărâre despre neajunsurile caracteristice în lucru cu cetățenii străini care sosesc în Republică cu vize individuale, care impunea sporirea controlului în ceea ce privește eliberarea certificatelor pentru invitarea de către locuitorii RSSM a cetățenilor străini, sporirea lucrului propagandistic în rândul cetățenilor români, supraveghere strictă a circulațiilor pe teritoriul raionului, republicii, a discuțiilor cu cetățenii RSSM. Administrația locală era obligată să ia măsuri pentru amenajarea satelor și să le se arate că în sate are loc înflorirea economică și culturală. În conformitate cu această hotărâre, secția informații și relații cu țările străine, CCA-PCM, expediază comitetelor raionale de partid o notă omonimă în care se solicita îndeplinirea susnumitelor prevederi. Deci, sovietele sărtești deci sunt antrenate în munca aceasta propagandistică. În munca propagandistică este antrenat, sunt antrenați și rudele, sunt antrenate și rudele celor invitați. Deci decini și așa mai departe. Și ei erau supravegheați, urmăriți, așa, tot ce spun, ce vorbesc. Și toate lucrurile astea erau aduse la cunoștința autorităților. Deci, de parcursul anilor 70, la sfârșitul anilor 70, mai bine zis, cetățenii români, numărul cetățenilor români era destul de mic, se redusese. În medie, în fiecare an, deci în perioada 75-79, soseau cam 3.000 de cetățeni români. Deci s-a redus semnificativ și deci erau strict supravegheați. Deoarece nu aveau posibilitate să viziteze rudele, deci o cale mai ieșină de a-și revedea rudele era turismul. Deci este paradoxal faptul, dar anume numărul turiștilor în această perioadă crește considerabil de la 19.000 la 31.000 și chiar în informările care erau trimise de către Ministrul de Interne, se arăta că cetățenii români vin pe calea turismului să-și viziteze rudele și deseori divagau de la... Și, deci plecau, nu se mergeau în excursii, nu respectau programul pentru că ei mergeau să-și vadă rudele să se reîntâlnească. Și asta era unica cale de a se revedea după atâția ani de despărțire. Deci acesta a fost... evoluția, să zic așa, a relațiilor, a acestor contacte umane. Bineînțeles că, deci au fost impuse, au fost, cetățenii români nu aveau pur și simplu altă posibilitate. Pentru că nici cu autocarele nu mai aveau posibilitate, cu autoturismele, cu mașinile personale, nu aveau voie să vină. Deci asta era unica cale de deci alegeau acele pachete care oferau călătorii în Uniunea Sovietică, dar treceau și prin Chișinău și atunci puteau să-și viziteze rudele. Și cei care, probabil, nu știu, poate sunt și aici, din cei care au vizitat, poate în anii 70-80 rudele, pot să confirme acest fapt. Pentru că documentele confirmă ceea ce am expus aici. Vă mulțumesc pentru. Thank you.
Mulțumesc mult. Cred că putem confirma măcar o parte dintre noi că se stătea și puțin vreo 6 ore în vamă. Alte detalii sunt într-adevăr legate de vizite particulare. Pentru că suntem un pic de întârziere, o să dau cuvântul fără alte comentarii în acest moment domnului profesor Dan Filescu.